vreau să-i mulțumesc Domnului Iisus Hristos și în seara aceasta pentru prezența Lui. M-am bucurat de grupul acesta de tineri care au cântat așa de frumos. Sunt ca niște îngeri ai Domnului. Amin. Bucur pentru că simt prezența Domnului în locul acesta. Slavă Domnului! Și mă bucur pentru că e un loc și un timp prielnic în care putem să ne apropiem de Dumnezeu. Amin. Aș vrea mesajul din seara aceasta să-l intitulez Încă se vinde un de lemn. Aleluia. Trăim niște vremuri foarte confuze. Sunt vremurile din urmă în care sunt fel de fel de învățături și fel de fel de lucruri care de care mai dificile poate într-un fel pentru noi. Și de multe ori auzim fel de fel de informații și nu știm exact în ce măsură lucrurile acestea sunt importante sau nu sunt importante pentru noi. Unele din informațiile care le auzim s-ar putea să fie, să pară interesante și poate nu sunt așa de importante pentru noi. Și poate altele nu le dăm așa mare importanță și ele sunt foarte importante. Aș vrea să vă spun că temelia credinței noastre se bazează pe în mod deosebit pe învățăturile Domnului Iisus Hristos. Dar avem încă două resurse foarte importante. Sunt învățăturile Vechiului Testament, unde Dumnezeu vorbește, unde se spune așa vorbește Domnul. Și lucrurile acestea sunt foarte importante pentru noi. Trebuie să ținem cont de ele. Pentru că lucrurile Noului Testament se înțeleg mai bine prin lucrurile Vechiului Testament. Și lucrurile Vechiului Testament se înțeleg mai bine prin lucrurile Noului Testament. Și o altă sursă foarte importantă pe care o avem este învățătura apostolică. Toate aceste trei învățături se completează una pe alta. Amin. Nu este o învățătură care să fie deasupra celelalte sau o învățătură care să fie de desubtul celelalte sau nu este o învățătură care să tragă la dreapta și o învățătură care să tragă la stânga. Toate sunt în același sistem de învățătură. Prin toate Dumnezeu ne învață cum trebuie să fim și cum trebuie să trăim în așa fel încât să fim plăcuți Lui. Aleluia. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și aș vrea să citesc câteva cuvinte din Epistola Apostolului Pavel către Tesaloniceni, de la capitolul 2, primele 7 versete. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească într-un chip, căci nu va veni înainte ca să fie venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă cu voi și acum știți bine ce le oprește, ca să nu se descopere decât la vremea lui că taina fără de legii a și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Amin. Amin. Să luați loc. Atunci când vrem să înțelegem lucrările lui Dumnezeu și tainele lui Dumnezeu, noi nu putem să luăm un text din Biblie și să formăm o teologie, o doctrină pe baza acestui text. Și s-ar putea să fie un grup de texte care să sugereze un anumit lucru și totuși să deviem de la adevăr, pentru că nu ținem cont de întregul mesaj al Scripturilor. Pentru ca să înțelegem lucrurile acestea, trebuie să înțelegem bine ce vrea Dumnezeu ca să ne învețe în lucrările Lui. Aș vrea să vă mai spun încă un lucru. Sunt două lucruri importante pe calea pocăinței. Domnul Iisus Hristos le-a spus o dată saducheilor că vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile și nu cunoașteți puterea lui Dumnezeu. Amin. Puterea lui Dumnezeu se manifestă prin prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Dar de multe ori noi confundăm lucrul acesta și mergem în fel de fel de locuri unde sunt fel de fel de descoperiri, fel de fel de prorocii. Și noi credem că acesta este mesajul lui Dumnezeu.
Și poate să fie. Nu spun că e sau nu e. Vreau să vă spun că întotdeauna o lucrare, un vis, o descoperire trebuie să meargă mână în mână cu Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Niciodată, și vreau să spun tinerilor în mod deosebit lucrul acesta, niciodată o prorocie nu poate să fie diferită de ceea ce învață Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. În România au apărut o gamă întreagă de proroci care au prorocit lucruri extraordinare. Dar lucruri care conveneau, care erau în discordanță cu Cuvântul lui Dumnezeu. La grupuri de rugăciune au venit tineri și prorocul a spus, iată așa vorbește Domnul, bărbatule, femeia aceasta este, am hotărât-o să fie pentru tine. Dar asta era însurat. Și cum, dar ce fac cu nevastă mea? Deci, o asemenea prorocie nu e o prorocie din Duhul lui Dumnezeu. E o prorocie înșelătoare. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în vremurile din urmă vor apărea foarte mulți proroci mincinoși. Așa e, Doamne. Partea proastă e că nu apar numai proroci mincinoși, apar și învățători mincinoși. Yes. Apar fel de învățături care sunt străine de învățătura Cuvântului lui Dumnezeu. Și suntem și mai mult derutați când aceste învățături vin din gura unor teologi erudiți, care au doctorate în teologie, care au pregătire specială, care cunosc bine Scripturile și care vin și îți prezintă un adevăr în fața căruia tu nu ești pregătit cu cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu. Și de aceea trebuie să cunoaștem foarte temeinic Scripturile. Amin. Pentru că vom rămâne în picioare în timpul care va veni numai bazându-ne pe Cuvântul lui Dumnezeu, yes, și pe experiențele pe care noi personal le-am avut cu Dumnezeu. Amin. În textul acesta din Epistola Apostolului Pavel către Tesaloniceni, Pavel dă un răspuns bisericii din Tesalonic bazat pe un alt mesaj pe care l-a transmis bisericii din Tesalonic cu o perioadă de timp înainte. Și textul acesta era de la 1 Tesaloniceni, de la capitolul 4, unde el spune bisericii din Tesalonic că însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și în vremea aceea a apărut o mișcare care spunea că Domnul trebuie să fie o răpire iminentă, trebuie să vină Domnul și se va întâmpla chiar în vremea apostolilor, că Pavel spune că el zice, iar noi cei care vom fi rămas, deci Pavel se include inclusiv pe el. Și atunci toți au spus, trebuie să vină Domnul Iisus Hristos, deci să fim gata că vine Domnul Iisus Hristos să ne răpească. Dar Pavel nu a spus lucrul acesta. Pavel a arătat doar cum se vor desfășura evenimentele vremii sfârșitului. Și-a arătat cum va fi răpirea bisericii. Domnul Iisus Hristos însuși se va coborâ și se va produce pe pământ aici ceea ce se numește întâia înviere sau învierea morților. Și Pavel, Apostolul Pavel, în altă parte, în 1 Corinteni 15, la versetul 51 și 52, spune clar cum se va întâmpla lucrul acesta. Și spune că cei morți în Hristos vor învia și vor primi trupuri de slavă și zice, iar noi cei vii, zice, vom fi schimbați la clipita ochiului. Și dacă nu ții cont de faptul că răpirea bisericii și întâia învierea morților sunt două lucruri concomitente, nu se vor întâmpla diferit în timp unul față de altul. N-ai să înțelegi despre ce spune Apostolul Pavel. Și Pavel, pentru că a auzit despre învățătura aceasta eretică, că o răpire iminentă, el vine la 2 Tesaloniceni și explică lucrul ăsta și îl explică puțin mai în detailat. Și aici, la 2 Tesaloniceni, Apostolul Pavel spune patru lucruri, de care teologii zilelor noastre nu țin cont. Lucrurile acestea sunt foarte importante ca să le înțelegem, ca să nu cădem într-o extremă eretică. Și ce interesant e, Pavel nu pune lucrurile acestea în ordinea succesiunilor normale. El le prezintă sub o altă formă. Și Pavel începe cu ultimul lucru care se va întâmpla și lucrul acesta este, dacă vreți, lucrul al patrulea care se va întâmpla. Și el spune cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos, deci se referă la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, și strângerea noastră la oaltă cu El. Strângerea noastră la oaltă cu Domnul Iisus Hristos va fi o singură dată la răpirea bisericii.
Atunci biserica va fi strânsă, va fi ridicată la norii cerului și acolo se va întâmpla actul de căsătorie între mire și mireasă. Amin. Și de acolo mireasa devine soția mielului. Amin. Și de acolo pleacă la nuntă. Slavă. Și nu vreau să dezvolt lucrul acesta pentru că poate cu altă ocazie o să discutăm lucrul acesta. Dar Pavel spune aici ceva foarte important. Pavel spune că acest eveniment al strângerii noastre împreună cu Domnul nu se va întâmpla până nu se vor petrece alte trei evenimente înainte de acest lucru. Yes. Și Pavel spune, zice, unul din evenimentele astea care trebuie să se întâmple e ceea ce se numește lepădarea de credință. Și dacă dumneavoastră observați la ce se întâmplă în lumea creștină din zilele noastre, noi deja am intrat în fenomenul lepădării de credință. Da. Deja tot mai mulți sunt biserici care se depărtează de adevăr și se depărtează de puterea Duhului Sfânt și intră într-un formalism religios. Intră niște forme aparent umaniste, niște forme care încearcă să-L mulțumească pe om. Da. Și suntem de acord cu multe lucruri cu care Dumnezeu nu e de acord. Tolerăm lucruri pe care Dumnezeu nu le tolerează. Și eu zic că noi nu suntem mai buni decât Dumnezeu. Dar toate lucrurile acestea dovedesc lepădarea de credință. Și ea se petrece sub ochii noștri. Și nu vreau să vă spun câte lucruri periculoase, groaznice se întâmplă la ora actuală în lumea creștină. Preoți, homosexuali și așa mai departe. Nu vreau să continui cu lucrurile acestea. Deci Pavel spune că primul lucru care se va întâmpla va fi lepădarea de credință, care va fi urmată de apariția omului fără de legii sau fiul pierzării. Care știți că este vorba despre anticrist. Despre omul acesta, Domnul Iisus Hristos vorbea Matei 24 și spunea când veți vedea urăciunea pustiirii așezată în locul sfânt. El se referea la un alt text despre care vorbea Daniel în capitolul 9 și în capitolul 11, unde vorbea despre omul anticrist. Și Apostolul Pavel aici vorbește din nou despre omul anticrist. Deci sistemul care va veni în vremea sfârșitului, sistemul acesta globalizat, care va domina întreg pământul, va avea un conducător. Și acesta va fi omul anticrist. Pentru că dacă o să citiți la Apocalipsa 13, o să vedeți o fiară care iese din mare și marea reprezintă lumea. Și fiara aceasta este sistemul anticrist. Și trebuie să faceți diferențele acestea între aceste două noțiuni ca să înțelegeți adevărul. Deci sistemul anticrist va avea un conducător și acesta va fi omul anticrist. Și biserica, spune Pavel, îl va vedea. Deci noi nu vom avea parte de strângerea noastră împreună cu Domnul până noi nu vom vedea apariția omului anticrist. Aș vrea să vă spun ceva. Omul acesta nu e papa de la Roma. Papa este un conducător religios. Pe când omul acesta, dacă vă uitați la Daniel 11, e un om politic. E un conducător politico-militar care va domina lumea, care va începe războaie, va face distrugere imense. Uitați-vă, de la Apocalipsa 6 apar patru cai, spune Ioan în Apocalipsa. Sunt patru cai, un cal alb, un cal roșu, un cal negru și un cal galben. Cei patru cai reprezintă cele patru faze ale lucrării lui Anticrist. Și nu vreau să mă bag foarte mult ca să explic lucrurile acestea, ci vreau să vă spun doar atâta că biserica îl va vedea pe Anticrist. Deci Apostolul Pavel spune că noi nu vom avea parte de strângerea împreună cu Domnul până îl vom vedea pe Anticrist. A fost cu ani de zile în urmă la biserica din Happy Valley, un doctor în teologie, și vorbea despre răpirea iminentă. Poate o să auziți în timpul expresia aceasta. Răpirea iminentă înseamnă probabil la miezul nopții Domnul Iisus Hristos va veni, nu știu de ce la miezul nopții, pentru că dacă e noapte aici, în România e zi, doctorul în teologie spunea că va fi în funcție de fusele orare, ceea ce eu nu cred lucrul acesta. E vorba de miezul nopții spirituale care va umplea tot pământul acesta. Dar în orice caz, la miezul nopții, spuneau ei, probabil va veni Domnul Iisus Hristos și tu o să fii răpit. Și după aia începe necazul cel mare, după aia apare Anticristul, după aia se produc toate lucrurile acestea pe pământ, aici, pe pământ. Și biserica apostată trece prin necazuri, prin încercări și așa mai departe. Pavel nu spune acest lucru. Pavel spune, noi nu vom avea parte de răpire până va apărea Anticristul. Și Pavel mai dă încă o referință.
care dacă vă uitați în Daniel, capitolul 9, de la versetul 24 la 27, spune ceva foarte interesant Daniel acolo. Spune că omul acesta, anticrist, va face un legământ trainic timp de o săptămână cu mulți, printre care va fi Israelul, va fi restul lumii, va fi biserica apostată, dar spune, Daniel zice, la jumătatea săptămânii el face un lucru, el rupe legământul acela. Și trebuie să înțelegeți lucrul acesta, pentru că vremea sfârșitului va fi formată din două jumătăți. Va fi prima jumătate a săptămânii și trebuie să înțelegi ce se va întâmpla în prima jumătate a săptămânii și va fi a doua jumătate a săptămânii. Poate în viitor, dacă fratele Daniel o să-mi dea voie, o să explic mai mult lucrul acestea. Și el, când rupe legământul acesta, anticristul face un lucru. El intră în templul lui Dumnezeu și se dă drept Dumnezeu. A apărut o altă erezie care spune că în Ierusalim trebuie să se construiască un templu și anticristul va intra în templul acela și toată lumea va ști că ăsta e anticristul. Vreau să vă spun ceva. Când Dumnezeu a făcut o lucrare și când și-a încheiat lucrarea respectivă, El niciodată nu s-a mai întors la lucrarea aceea pe care a încheiat-o. Atunci când Dumnezeu a făcut cortul întâlnirii, câtă vreme a fost nevoie de cortul întâlnirii, Dumnezeu s-a folosit de cortul întâlnirii. Dar când lucrarea cu cortul întâlnirii, când au intrat în țara făgăduinței și lucrarea cu cortul întâlnirii s-a terminat, niciodată Dumnezeu nu s-a mai întors la cortul întâlnirii. Și nu se mai pomenește în cuvântul lui Dumnezeu despre cortul întâlnirii. Lucrarea aceea s-a terminat, s-a încheiat. A fost o lucrare definitiv încheiată. Și Dumnezeu trece la o altă lucrare mai importantă, care a fost templul de la Ierusalim. Și Dumnezeu își face lucrarea în templul de la Ierusalim și slava lui Dumnezeu, știți, dumneavoastră, îi spune prin Ezechiel, coboară în templul de la Ierusalim, după aceea se depărtează, dar Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a intrat în templul de la Ierusalim. Dar a spus în Matei 24 un lucru, că templul acesta va fi dărâmat și piatră pe piatră nu va rămâne în picioare. Și templul acesta a fost dărâmat. Și lucrarea templului acela fizic a fost încheiată. Și Dumnezeu a început o altă lucrare. Și acesta este templul Duhului Sfânt, e lucrarea vremii sfârșitului. Și tu și eu suntem o piatră în templul acesta al Duhului Sfânt. Când cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El va intra în templul lui Dumnezeu, vreau să înțelegeți că aici nu e vorba de un templu de piatră. Diavolul nu are nevoie să intre într-un templu de piatră și să se dea mare chelii Dumnezeu acolo. Diavolul vrea ca în biserica vremii sfârșitului să-L recunoască că El e Mesia, El e Dumnezeu și să-I aducă închinarea pe care o merită numai Dumnezeu. Și dacă vă aduceți aminte de pilda celor 10 fecioare, cuvântul lui Dumnezeu spune că 5 dintre fecioarele nechipzuite au plecat în întuneric. Dar la Daniel spune că anticristul va încheia un legământ cu cei care au rupt legământul cu Dumnezeu. Și biserica apostată, biserica, cele 5 fecioare neînțelepte, ei se duc și încheie un legământ cu anticristul și devin biserica apostată. Sau devin Babilonul cel mare, mama curvelor și a spurcăciunilor despre care vorbește Apocalipsa, capitolul 17 și 18. În 17 e vorba de Babilonul spiritual, în 18 e vorba de Babilonul economic. De ce trebuie să înțelegem lucrurile acestea? Pentru că e o vreme propice în care ne putem apropia de Dumnezeu. Pentru că vor veni niște vremuri foarte dificile. Niște vremuri în care cu greu vei rămânea în picioare dacă nu ești plin de puterea Duhului lui Dumnezeu. Niște vremuri în care mulți, spune Domnul Iisus Hristos la Matei 24, mulți vor cădea. Și eu n-aș vrea ca nimeni din locul acesta și nimeni din bisericile noastre să cadă. Dar mulți vor cădea pentru că nu înțeleg cuvântul lui Dumnezeu, nu înțeleg lucrarea lui Dumnezeu și nu înțeleg timpul acesta pe care îl trăiesc acum. Apostolul Pavel continuă în textul acesta și spune unul din lucrurile cele mai interesante. Zice, nu vă aduceți aminte acum ce vă spuneam, cum vă spuneam lucrul acesta când eram încă cu voi și acum știți bine ce oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui, că taina care de legea și început să lucreze, trebuie numai cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Deci v-am spus că biserica va fi ultimul lucru care va fi
Deci e ultimul lucru din lucrurile astea patru despre care vorbește Apostolul Pavel. E lepădarea de credință, e apariția omului fără de legii, deci în ordinea în care ar trebui să fie, e intrarea lui în templul lui Dumnezeu, în care el se dă drept Dumnezeu, și în al patrulea rând e ceva ce trebuie luat. Și după ce acel ceva va fi luat, atunci se va petrece ultimul lucru, care e răpirea bisericii. Dumnezeu are de făcut o lucrare la ora actuală aici pe pământul acesta. Și lucrarea aceasta este lucrarea Harului. Este lucrarea de mântuire cu neamurile. Atunci când Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că perdeau din lăuntru templului lui s-a rupt. Și acolo s-a deschis o ușă directă în care oricine are dreptul să meargă înaintea lui Dumnezeu, are dreptul să vină cu păcatele lui și sângele Domnului Iisus Hristos să-l curățească. E un drept pe care în Vechiul Testament nu a existat. Întotdeauna trebuia să ai un intermediar. Și știți că după scurtă vreme s-a deschis o ușă a Harului pentru neamuri. Dumnezeu a revărsat Duhul Sfânt, a revărsat-o peste, mai întâi peste apostoli, după a revărsat-o peste casa lui Corneliu și lucrarea Harului s-a răspândit peste neamuri. Și Apostolul Pavel spune la Romani 11 că aceasta este vremea noastră, este vremea neamurilor. Dar e un număr finit, spune Apostolul Pavel în Corinteni, în Romani, e un număr finit și numărul acesta când se va împlini, lucrarea aceasta cu neamurile se va încheia. Eu nu pot să vă spun când se va încheia lucrarea aceasta. Dar lucrarea aceasta a Harului pentru neamuri e o lucrare limitată. Și undeva în Domnul, în Luca 13, Domnul Iisus Hristos vorbește despre ușă care se va închide. Și după ce ușa aceasta se va închide, Domnul Iisus Hristos spune că vor veni mulți și vor bate la ușa aceasta și vor spune: Doamne, deschide-ne! Tu ai predicat pe străzile noastre și noi te cunoaștem. Și Domnul Iisus Hristos le spune: nu, plecați că nu vă cunosc. E ceva ce oprește lucrarea lui Anticrist ca să poată să se desfășoare așa cum ar vrea el să fie. Și aceasta este lucrarea Harului, lucrarea de mântuire pe care Dumnezeu o face cu neamurile. Și când lucrarea aceasta se va încheia, vânzarea unde lemnului, despre care vorbește Domnul Iisus Hristos în Pilda celor 10 fecioare, se va încheia. Și mulți se vor trezi că au candelele goale. Sau nu au cantitatea de unde lemn necesară ca să facă față întunericului care va veni. Aș vrea să vă spun, e o vreme propice, e o vreme prielnică în care ne putem veni înaintea Domnului și să cerem ca să ne umple candelele cu unde lemn. E o vreme în care avem nevoie ca Dumnezeu să ne umple cu Duhul lui Dumnezeu, cu Duhul Sfânt. E o vreme în care putem să venim cu starea noastră și să-L rugăm pe El ca să ne vindece, să ne întărească, să ne pregătească pentru timpul care va veni. Mulți pierd acest lucru datorită faptului că cred că sunt bine așa cum sunt. Mulți cred că vine Domnul la noapte să-i răpească și totul e orice, totul e bine. Și nu e. Pentru că sunt lipsiți de prezența lui Dumnezeu, sunt lipsiți de puterea lui Dumnezeu. N-au călăuzirea Duhului Sfânt. Sunt goi, dacă vreți. Faptul că vii la biserică și faptul că cânți într-o formație nu înseamnă nimic. Esența e dacă e Duhul lui Dumnezeu în tine sau dacă nu e. Dacă ai călăuzirea Duhului Sfânt sau dacă nu o ai. Aceste patru lucruri sunt lucruri foarte importante pe care Apostolul Pavel le explică bisericii. Trebuie să înțelegem lucrurile acestea și să ținem cont de ele. Pentru că o eroare pe care putem să o facem pe calea pocăinței ar putea să ne coste foarte mult. Deci mesajul meu din seara aceasta este: încă se vinde un de lemn. Dacă simți că candela ta nu este plină cu un de lemn, vino înaintea Domnului Iisus Hristos. Vino la serile de stăruință aici și roagă-L pe Domnul să te umple cu un de lemn. Sunt plin de bucurie pentru că Dumnezeu a lucrat și în casa mea. Îmi spune soția mea, zice, sunt așa de fericită, ziceam,
Au fost aseară aici, zice așa, și azi, zice, am simțit plinătatea, zice, am simțit prezența Duhului Sfânt. Asta este important. Să ai legătura aceasta. Să-L simți pe Dumnezeu, că lucrează în tine. Să simți prezența Lui, să simți călăuzirea Lui. Și să te lași călăuzit de El. Asta e esența creștinismului. Să faci voia Lui. Dar să te adâncești în cunoașterea Cuvântului Lui Dumnezeu. Să înțelegi Cuvântul Lui Dumnezeu, pentru că în vremurile care vor veni, temelia pe care vei sta va fi înțelegerea Cuvântului Lui Dumnezeu. Amin. Amin.